Este sezonul în care virozele respiratorii își fac de cap cu tot cortegiul de simptome. Tuse, febră, nas înfundat, ochi lacrimoși. Medicina ayurvedică folosește ca remediu pentru combaterea afecțiunilor aparatului respirator câteva plante cu proprietăți curative deosebite. Aceleași plante ajută și la întărirea sistemului imunitar. Cu detalii, dr. Carla Fabian, competențe apifitoterapie și ayurveda. În mod normal, trecerea dintre anotimpuri ar trebui să se realizeze gradat, tocmai pentru ca organismul nostru să se poată adapta la noile condiții de mediu, temperatură și umiditate. În momentul în care aceste treceri se realizează brusc, această capacitate de adaptare a organismului este depășită. Unul dintre cele mai afectate sisteme ale corpului în contextul trecerii bruște la sezonul rece este cel respirator. Aerul pe care îl inhalăm are o temperatură necorespunzătoare, este prea rece, are o umiditate necorespunzătoare și din acest motiv el afectează aparatul respirator. Așa cum spuneam, cele mai expuse persoane sunt copiii mici, vârstnicii și persoanele care suferă de afecțiuni respiratorii cronice, bronhopneumopatiile cronice obstructive, bronșitele cronice și, în special, astmaticii. Persoanele expuse îmbolnăvirilor respiratorii pot lua măsuri de protejare a organismului. Printre acestea, îmbrăcămintea adecvată, dar și alimentația potrivită, joacă un rol important. Pentru că se știe că acest anotimp, toamna, este un anotimp care, din punct de vedere ayurvedic, are anumite calități care duc la exacerbarea acestor afecțiuni. Aceste calități excesive, și anume calitatea de uscat și calitatea de rece, pot fi echilibrate cu ajutorul alimentației. Alimentația noastră în această perioadă trebuie să conțină alimente calde și lichide. Putem consuma compoturi calde în care chiar putem să adăugăm condimente, scorțișoară, cuișoare, cardamom. Putem consuma supe calde, putem consuma mâncăruri gătite care trebuie să fie de asemenea bine condimentate și onctuoase, adică să aibă calitatea de umed uleios în mod armonios prezentă în compoziția lor. În felul acesta noi reușim să echilibrăm din punct de vedere alimentar, să spunem, aceste condiții nefavorabile. În momentul în care apar și manifestările specifice problemelor respiratorii de sezon, se pot administra remedii naturale pe bază de plante, care au avantajul de a nu prezenta efecte adverse și nici reacții secundare. Care trebuie să aibă mai multe proprietăți și anume, trebuie să fie tonice pentru aparatul respirator, adică să mențină buna funcționare a acestui aparat, a tuturor componentelor acestui aparat, trebuie să fie regenerante pentru aparatul respirator, adică să aducă un plus de forță la nivelul componentelor lui, trebuie să aibă efect antitusiv pentru toate formele de tuse care pot să apară în aceste perioade, și anume tusea uscată, tusea productivă, tusea convulsivă, trebuie să aibă efect de fluidificare a secrețiilor excesive care apar la nivelul aparatului respirator și de facilitare a eliminării acestora prin expectorație. De asemenea, plantele care trebuie conținute într-un asemenea remediu eficient trebuie să aibă și calități antibacteriene, antimicrobiene, antivirale și chiar antialergice. Medicina ayurvedică a reușit să combine într-un remediu 100% natural 16 plante care au astfel de proprietăți. Marele lui avantaj este că se prezintă sub formă de sirop și din acest motiv el poate fi administrat cu ușurință atât adulților cât și copiilor. Siropul Cafent, marca Ayurmed, este un produs natural ayurvedic ce susține sănătatea căilor respiratorii superioare și inferioare, fiind adjuvant în toate tipurile de tuse. Siropul Cafent ajută la ameliorarea bronșitelor acute și cronice, cât și în terapia problemelor respiratorii recurente, efectul său fiind stabil în timp. Poate fi administrat și preventiv.